Te salut, Mario. Bine ai venit. Bravo. Dragă, nu m-am fătat. Hai să-l vedeți. Este o mână de om. El este Mario. Deci a alergat de la fotbal. Vezi, cu basketi, cu toți, cu eu. Echipat cum trebuie. A alergat. Cum să spun? Și în tricou. Spune tu, ultima secvență la fotbal. Ești fundaș, am înțeles, da? Da. Și ce, care a fost ultima secvență? Cine te-a supărat? Ce s-a întâmplat? Gata! Deci mi-a făcut... încerca să mă ia. Și eu am făcut normal, am prins pe jos, că mă trăgea de tricou în dreapta. Așa? Cine? Luca? Nu, am făcut piedică, m-a căzut pe jos și am zis, domn profesore, faul. Și mi-a răzit bine. Am văzut. Și gata. Luca, da? Luca. Deci ai salvat în secvență așa. Era cât pe ce să duc o mingea, nu? În parte. Eu dai cartonaș? Nu. Nu. Nu ai dat cartonaș roșu. Da. Roșu. Roșu. Dar a alergat la matematică direct. Pentru că aici se simte foarte bine. Și la fotbal și la matematică. Superbă secvență. Nu se poate. Suntem... într-un spectacol frumos. Da, fii atent aici. M-am hotărât să facem așa. Da. Hai să facem ca la fotbal. Da. Este atacantul și fundașul, da? Da. Eu m-am gândit să vedem perechi, perechi de numere care fac 10. Gata? 5 cu 5. Deci o pereche, scrie-o și tu. 5 plus 5 egal cu 10. O altă pereche. Deci 5 plus 5. Și numim pe ăștia prieteni. 5 plus 5. Alte. 9 plus 1. Tot 10 fac. Foarte tare. Alte pereche. 8 plus 2. Foarte bine. Altă pereche. 7 plus 3. 7 plus 3. 10. Fac tot 10. 6 plus 4. Foarte bine. Dacă 5 plus 5 deja l-a scris, am astea. 3 plus 4, 3 plus 7, nu? Și 7 plus 3 e foarte bine. Am să te rog să vezi, să-mi dai perechile care fac 9. Deci 9 din cine este compus? Dă-mi 2 prieteni care să dea împreună 9. 8 plus 1. Face 9. Altă pereche. 7 plus 2. Neapărat. Tot 9. Clasa 0, mă. Foarte bine. Da. Alte pereche. 7 cu 2? Alta. Bă, micioresc pe ăsta și-l mărești pe ăsta. 6 și 3. Nu, asta e șmecherea. Iei de aici și pui la ăla. Deci 6 plus 3. Fac tot 9. 5 plus 4, sigur că da. Fac tot 9. Foarte tare. Și acum ar fi 4 plus 5, dar e același lucru. Da. Da? N-am răs. Te rog să-mi dai o pereche de numere care să facă 8. 4 plus 4, foarte tare. Alta. De la 4 la 5, poate să ne ia. 5 plus 3, de la unul și pune acela tu, da? 5 plus 3. Și faci 8. Alta. Nu mai avem. 7 plus 1. 7 plus 1? Sigur că da. Și mai este încă una? 7 plus 2. 6 plus 2. Corect, corect. 6 plus 2. Face totul. Foarte precis. Hai să vedem pe 7. Din cine dăm în pereche de prieteni care să facă 7? 4 plus 3. Foarte tare. 4 plus 3 fac 7. Cine mai face 7?
6 plus 1. 6 plus 1 face 6. Altă perete. Mai iei de aici și pui ăsta. Dacă e luat 1, 5 plus 2. Da, mă! Acum? 5 plus 2. Și cum asta ar fi? Că primul 4 și 3 a fost spus. Da? 4 și 3 a fost spus. Ne-a spus cu min, cu scădere. Asta, acum văd să... Să vezi ce șmecherie am acum. Că nu te-mi plătă tot. Păi uite ce șmecherie am eu acum. Vrei să spui cât face 10 minus 2? 8. De unde știi tu? Pentru că 8 plus 2 egal cu 10 și minus 2 egal cu 8. Băi, vezi aici? 8 plus 2 face 10. Și acum 10, dacă pun mâna pe 2, a rămas celălaltul. Deci dacă pe unul l-ai luat din cei doi prieteni, îi face celălalt. Dacă iei 3, ce mai rămas cu 7. Dacă iei 2, ce mai rămas cu 8. Dacă mai iei 9, ce mai rămas cu 8. Sigur, unul din ei, adică da? care faci 10, scazi 1 și... Pui mâna pe ăla, pui 7, a rămas 3. Pui mâna pe 3, a rămas 7. Din cei doi prieteni, dacă pe unul le-ai luat, a rămas și altul. Asta e toată chestia. De 10 minus 2, cât faci? 8. Da, 10 minus 8. Hai că nu știi asta. 2. Sigur că da, așa este. Cât face 10 minus 3? Egal cu 7. 10 minus 3 egal cu 7. Tu îl scrii mai greu, da. Sigur că trebuie să-l așteptăm în ritmul lui. El vrea să scrie tot ce este pe tablă. Aici e toată povestea. Noi trebuie să avem răbdare, nu mergem în ritmul care gândim noi. Dacă vrei să facem așa, sigur că... E mic. Sigur. Da? Deci 10 minus 2. Faptul că face cifre, de faptul că nu știu, că acum gândește chestia asta, e fi minunat. Deci 10 minus 2 face 8. 10 minus 8 face 2. 10 minus 3... Egal cu 7. Da. Bine, gândește repede, domn profesor. Asta e important. Da. 10 minus 3 egal cu 7. 10 minus 7... Nu știi asta. Ba, da. Cât? 3, sigur că da. 10 minus 7 egal cu 3. Și 10 minus 6, asta n-ai din ce știi. Asta n-ai din ce știi. Care? Nu știi. Tare ușor. Cum mă? De unde mă? Păi dacă 6 plus 4 egal cu... 10. 10 și 4. Le-ai luat pe 6, prietenul lui rămas și altul. 10 minus 6 egal cu 4. Iar 10 minus 4, n-ai cum să știi asta. Extra, sigur că da. Egal cu 6, sigur. Egal cu 6, sigur. Cum să-i fie aici? Când văd că prea știi. Da. E chestia asta care o fac acum, fac și pentru prietenii mei, pentru părinți, pentru toată lumea. Pentru că cu copiii, dacă ne jucăm, iată cât de bucuros când vom transforma școala într-un loc la care să ajungi cu bucurie și să pleci de acolo zâmbind, da? Atunci școala se va întâmpla să fie altceva decât... Am o secvență. Daria mi-a spus mai devreme, voi nu erați aici, a spus că ea a venit, o durea capul extraordinar și plecat la școală și dat i-a trecut tot. Starea de bine a cuprins-o, pentru că zice, aici, concentrându-mă la matematică și având satisfacția asta... Da, dar la matematică nu merg, mama, să știi. O terapie extraordinară. Matematica ai folosit ca o terapie. Exact. Adică m-a sunat de nu știu câte ori, mama, eu vreau să merg la matematică, era așa stinsă, zic. Am văzut-o. Când de cum a venit și cât de bine s-a simțit. Bă, aici, ce le spun eu prietenilor mei? Jucați-vă, părinți, bunici și învățători. Faceți acest joc acasă cu copiii. La școală faceți acesta. Deci, în scăderea merge foarte bine, că dacă îi avem sus, da? Uite cât face 9 minus 4. Cât face 9 minus 4?
9 minus 5, mă, că 9, 40 cu 9, 40 cu 5 face 9. 9 minus 4 egal cu 5. Și 9 minus 6. Minus 5 egal cu 4. Și 9 minus 6. Egal cu 9 minus 6. 9 minus 6. Asta, mă, că prietenii sunt 6 și cu 3. Ați păcărit-o și da, un pic. Că tu te-ai gândit la 5 cu 4, da? Da, împărgați pe 6. 9 minus 6 egal cu 3. Și 9 minus 7? 2. Sigur că da, 9 minus 7 egal cu 2. Așa. Acum vreau să facem o scădere. Să vedem, 97 minus, am văzut, te joci tu așa și completezi aici, Cristina, joacă-te pe chestia asta, deasupra să fie astea și până faci asta. Și până nu mai sunt astea și faci așa. Asta înseamnă că el a început să vadă perechile. Da? Și acum, 97 minus 53. 97 minus 53. Ia să vedem. Domnul profesor, dar au greșit. Nu-i nimic. Nu-i nimic, vedem. Greșit cu toate. Da. 97 minus 53. Facem. 40. 40. Foarte bine. Și... Așa, 40. Ai zis bine? Și 7 din 3, adică 3 din 7, 3 din 7. Uite, ne punem așa, 97. Hai să facem așa, una sub altele. Te rog să faci așa, 97 minus 53. 97 minus 53. Cu 7 minus 53 egal cu din 7 scădem pe 3. Dacă din 7 l-am scăzut pe 3, unde ești pe 7? Din 7 l-am scăzut pe 3, 4. Prietenul său. Deci 4. Vezi și tare. Asta trebuie să-i vezi. 9 minus 5 egal cu 9 minus 5. 5 și cu cine faci? Așa, 44. Așa, mă, 44 rezultat. Foarte tare. Mai facem că unul cu scădere. Așa. Vreau 89 minus 37. 89 minus 37. Asta? 97 minus 53? Să-ți termin. Ai zis 44. Și acum, 89 minus 37. 9 minus 37. Ce zicem? 7 din 9. 6. Păi da, din 9, 9 prin 2, mă. Sigur că da. 7 din 9, 2. 3 din 8. 2. Dar am înțeles, bă, sigur că de tuturor. Și 3 din 8. 3 din 8. Păi, prietenul, 3 și cu cine făcea 8? 8, 8. 5. 5, mă. Păi dacă vedem prietenii aceștia, gata, l-am luat pe 3, rămas 5. Da, 52. Încă una. 98 scăzut 75. 75. Deci după ce merg asta foarte bine, acum ne ducem la etapa asta. 5 din 58, 98 minus 75. Imediat. Mai sunt... Este 5. Fără 5, da. Mai sunt 5.
Ce zicem? Așteptăm, da. 8 scăzut 5? La 9 minus 7. Nu, nu, de aici începe. De aici, la unități tot timpul. Deci, 5 din 8. 8-ul și am luat pe 5-ul. 3, mă! Și 9 scăzut 7. Egal cu 2. 2 și 3. Foarte bine. Acasă, exersăm pe chestia asta, facem tabelul ăsta, facem tabelul de desubt cu scăderile, renunțăm la tabelul ăsta și facem numai scăderi, normal, după care trecem și facem chestia asta, fără să trecem, să obligăm să trecem peste 10. Fără trecerea peste oameni. Abia atunci se joacă, cu cât facem mai mult antrenament, fii atent, Mario, cu cât faci mai mult, trebuie să faci 4 de astea, 4 tabele așa, da. Și 10 scăderi. 10 scăderi. Da? Asta e tema pentru azi. Tema pentru azi ai făcut-o? Da. Da? Da? Aici. Așa. Să le arătăm prietenilor despre seriozitatea lui Mario. O să poate. Ce frumos scrie. Da, bravo. Deci, el este... este... Da, o scrie mai frumos decât mine. Uite, cu tu asta te lauzi. Da, deci iată că asta facem. Dragilor, cum se poate? Știi ce? Agi, tu fundaș, ce fundaș ce fundaș copii tu? Cine îți place dintre fundași cel mai tare? Care e idolul tău în fotbal? Da, care este, la care tu râvnești așa să ajungi. Un fundaș, Grigorie, de acum. Cu e bun acela, habar n-am, hai. La revedere, la revedere. La revedere, la revedere.